un respect în cadrul biroului urbanistic, nu ne-am întâlnit. Astăzi reprezint această instituție și cu această ocazie mulțumim pentru această invitație. O să scuzați emoțiile datorate de faptul că sunt aici și totodată faptul că și eu sunt prima student al facultății de energetică promoția 2007. Așa că ne simt un pic mental. Bun. Realizarea eliminatului scandalul în Comuna Măgiuil prin utilizarea energiei solare este un proiect, și n-am zis-o nu, este un proiect unic în țară, prin amiretura sa. Iar pe această parte de fotovoltaică au mai fost măsuri, programe, au mai fost finanțate proiecte de iluminat pe, mă refer și pe iluminat acum, un cartier, o stradă, un bărculeț, niște intersecții. Dar, la o asemenea învergură de total în scântrimă de iluminat sunt undeva la 1.606 bucăți în Comuna Măgiuil. Și tot ne suntem invitați și, sincer, să fim, nu mai reușim să trimitem refuzuri, să, practic, să prezentăm acest proiect. Deci, acest proiect este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, operațiunea 4.2. Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Și aici a intrat biomasa, resursele hidro, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și altor resurse regenerabile de energie. La producție luminotehnică s-a găsit de către proiectanți montarea stâlpurilor la o distanță de 30 de metri între ei, bine alternat, da? Deci 30 de metri, aici un stâlp, la 30 de metri pe partea cealaltă, unul și în partea cealaltă încă unul. Mergând așa mare cum în ziclar. Cum vă ziceam mai devreme, datorită faptului că rețelele sunt tratate orientativ, pe planșe, cu iau cu E1-ul, cu STS-ul, cu E1-gazul și apa și absolut tot, ba, a trebuit să facem o grămadă de modificări, dispoziții de șantier. La un moment dat am mers numai pe o parte, în partea dreaptă a drumului era firul roșu al băieților vesel, n-avea nicoare să te atingi deloc. Du-te pe partea aia la alta, aici era linia de medie, taie stâlpul, dă împământare la tot stâlpul, că distanța până la săgeata maximă era prea mică. Deci a fost extrem de multe probleme. Și mai avem clasa N5, undeva la 55 de km, drumurile comunale aflate în administrarea consiliului local, cu o distanță de 50 de metri în iară, și aici s-a mers la liber cum s-a reușit punerea în teren a stâlpilor respective. Acest proiect are, cum vă ziceam mai devreme, 1.606 bucăți stâlpi independenți. Fiecare stâlp este un sistem independent. Aici o altă problemă a legislației române, autorizații repede să fie totul ca să plătești la NRE-ul din astea. I-am făcut foarte greu să înțeleagă că această soluție nu reprezintă o rețea electrică. Ne solicitau autorizații de la NRE ca fiind producători și ca să ne mai pună la plată. Foarte greu am făcut să înțeleagă că este un sistem independent format dintr-un stâlp, două panouri, doi acumulatori, o lampă cu LED și un controller. Atât. Stâlpii nu sunt conectați între ei. Cam așa arată schema. Unde avem stâlpul în fundație, în partea de jos aici avem bateria, acumulatorul îngropat în fundație, panourile fotovoltaice, lampa cu LED prin consolă prinsă de stâlp și controllerul. Și controllerul montat la o distanță care poate fi manevrat cu ușurință de către operator. Distanța de la lampă până la stradă este maxim de 8 metri. Din calcule, are și că cea mai bună distanță ar fi undeva la 7,2 metri, ca să asigure normele